DSP Gorj a declarat două focare de varicelă la grădinița Mihai Eminescu, unde 24 de copii au contactat boala, și la creșa Petunia, unde 6 micuți au varicelă. În cadrul anchetei epidemiologice au fost izolați copiii bolnavi, iar cei rămași în grădiniță sunt monitorizați. Ca în fiecare sezon friguros, există boli transmisibile ale copiilor, ale sugarilor, boli care se transmit prin aerosol, prin aer, așa că la cele două grădinițe avem în desfășurare două focare de varicelă. Pentru prevenirea bolilor transmisibile trebuie luate mai multe măsuri. Este bine să se, în acest sezon, să se respecte regulile de igienă, să se aerisească foarte bine încăperile, în special în colectivități, pentru că sunt boli care se transmit prin aer. Spălatul pe mâini este una dintre măsurile benefice pentru prevenirea bolilor transmisibile. Bineînțeles, izolarea copiilor la domiciliu când este cazul de o boală infecțioasă, izolarea contactilor și tratamentul adecvat bolii. Ambele unități de învățământ au fost supuse potrivit procedurilor și operațiunii de dezinfecție. Focarul este încă sub supraveghere.